Am fost săptămâna asta la București, la Compania Națională de Investiții și trebuie să actualizat de vizit la programul indicator, pentru că va intra la finanțare și dotarea acestei clădiri care se va finaliza curând la unitatea de primiri urgențe. Proiectul este trecut de ordinul ministrului, este în realizarea de vizuri pentru achiziții la Compania Națională de Investiții. Mulțumim. Comisia de Ordine, întrebări specifice pe tema proiectului. Dacă nu sunt supun proiectul la vot, cine este de anul? Totul împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Dacă nu este formulă, dacă aveați întrebări de vot, discuții. Dacă nu supunem proiectul la vot, cine este de anul? Împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia de Ordine, discuții, întrebări. Legat de proiect. Dacă vă spun supunem proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă. Domnul Ghiot nu este... Nu este internet, poate fi internet. Conecta online. Nu se poate conecta online. Dacă nu este desemnat, am telefonic, dacă supuneți să... Votul din consiliu local, participarea telefonică la ședință, poate participa dacă nu. Da. Prin interesul comisiei de urmărit, supunem la vot participarea sau nu a telefonică a domnului consilier Ghiot, pentru că se află într-o imposibilitate de conectare la internet. Ai venit cu comisia acum, da. În comisie și în plenul și în comisie, da. Cine este pentru a participa? Telefonic. Votul împotrivă. Am ține din timp. La comisie economică, de acord cu participarea telefonică a domnului consilier. Nu, aici nu, la comisie, la plenul. Sunt de acord la comisie. Comisia de privire, dacă este de acord, ca domnul Ghiot să fie contactat telefonic pentru a supune la vot. Da. Deci, în comisia din care face parte, da, votează doar pentru comisie. La ședința plenului, să votează între toți. Da. Din ce credeți atunci? Cine este pentru? Votul împotrivă? Mulțumesc. Abțineri? Nu. Deci 4 voturi pentru. Deci 4 voturi pentru, niciunul. Domnul Ghiot, sunteți de acord cu proiectul? Da. Numărul 1, da. Deci 5 voturi pentru, mulțumesc. Continuăm. Mai de hotărâre privind stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal al unității administrative teritoriale municipiului Moinești în adunarea generală a acționarilor la SECE, Compania Regională de Apă Bacău-SA, la care municipiul Moinești este acționar și în adunarea generală a acționarilor și asociația de dezvoltare intercomunitară Bacău. Conform codului administrativ, primarul trebuie interzicit de către Consiliul Local să facă parte la adunarea generală a acționarilor la CRAP și la ADIM. Cazul în care primarul nu poate participa, poate delega pentru dispoziție această prezentare la ședințele CRAP și ADIM. Doar prin delegare cu dispoziție. După cum știți cu toții, în cadrul POIM, în cadrul proiectului pe apă și canal, municipiul Moinești va beneficia de proiecte în valoare de 14 milioane de euro, scuzați. Pentru extindere rețele de apă și canalizare, precum și rețele noi, atât pe aducțiune, cât și pe rețele noi de trebuie de unde există astăzi canalizare. Așadar, trebuie să votăm acest proiect pentru a
adunare generală a DIC și a companiei pentru a promova fundația pentru execuția acestor lucrări. Mulțumim, domnule primar. Comisia de organism, dacă aveți întrebări, discuții de tema proiectului. O să supun proiectul la vot, 5 septembrie. Da. Împotrivă, ar bine, mulțumesc. La Comisia Economică, dacă aveți întrebări, discuții. Acum supunem la vot proiectul 5 septembrie. Împotrivă. Comisia Juridică, întrebări, discuții. Dacă nu sunt supune proiectul la vot, cine este pentru? Domnul Iua? Pentru. Deci, votul împotrivă, abțineri. Deci o abținere și 4 voturi pentru. Mulțumesc. 3. Punctul 34 de proiect de ordine de zi, urmăm din discuția cei de la județean. Au motivat că nu au o cartă legală prin care să preia în administrare locuință și cred că nu vor mai avea nevoie de ea. 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Măgării numărul 163 din 10.13.10.2020, privind aprobarea organigramei și a statului de funcție ale Spitalului Municipal de Urgență Măgării, județul Bacău. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt cu proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abține, mulțumesc. La Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog, discuții. Supunem proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia Juridică, discuție, întrebări, votăm domnul consilier. Ar dori să fac o întrebare. Activitatea de resurse umane este reglementată prin legi speciale pentru fiecare domeniu de activitate. Eu nu cred că cineva zice că deci activitatea de resurse umane este reglementată de legi speciale pentru fiecare domeniu de activitate. Din toți domnii consilieri care sunt prezenți aici, nu cred că toți au făcut politică de personal. Pentru că politica de personal diferă de la un domeniu de activitate la altul. Aș juca personalul de specialitate al primăriei pe viitor, când mai întâlnește referatul de specialitate, să precizeze foarte clar despre ce este vorba în proiectul de hotărâre, pentru a fi mai transparent, pentru că la acest proiect de activitate eu ar trebui să mă studiez în vreo 4 legi ca să-mi dau seama că este legal în final. Deoarece este o prevedere acolo care spune că examenul a avut pe 2 aprilie 2021. Și normal este ca examenul să se țină după ce este o funcție vacantă, după ce există funcție. Dar examenul s-a ținut pentru că prevede hotărârea numărul 286. Însă, în referatul de specialitate nu se precizează dacă aceste funcții sunt vacante, sau despre ce este vorba, este o promovare pe îndeplinirea stagiului minim în gradul profesional sau trepte profesionale sau altceva. Pentru că numai dacă s-a îndeplinit stagiul minim în grad profesional, se poate, este legal, conform 286, să dai examen și apoi să înființezi funcție. Eu cred că este vorba de 286, dacă de îndeplinirea stagiului minim în gradul profesional. Deci rugămintea mea este, eu votez pentru, este legal dacă s-a îndeplinit stagiul minim, că numai așa poate să se dea examen înainte de a exista funcția, dar pe viitor aș ruga personalul de specialitate să puncteze mai clar pentru ca să înțeleagă toți consilierii că nu toți au făcut politică de persoană. Vă mulțumesc. Nu, este stipulat exact în pensiune, este definiția de pensiune. Condițiile, asta este ce se întâmplă în drept, dar materialul și-a da, mergem la aici. Alte intervenții? Dacă nu mai sunt, să punem proiectul la cine este pentru? Domnul Ioan. Pentru. Pentru.
Votul împotrivă, abțineri. Mulțumesc. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea declarării unui bun imobil de rând de uz și de interes local și adresat apartamentului acestora la domeniul privat al municipiului județul Bacău. Comisia de organism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Discuții. Că nu spunem pe iubire la vot, este pe împotrivă, abține. Comisia juridică, discuție, întrebări. Dacă nu sunt, spunem proiectul la vot. Cine este pentru? Domnul Gioc. De acord. Votul împotrivă. Abține. Deci, un adevărat de la fost și de la Comisia la sfârșit, până a produs o urmare a depunerii unei cereri de finanțare la Consiliul Județean, perioada 350. Așa? Pentru dotarea clubului sportiv cu o pistă rotulară. Dacă va fi acceptată cererea cu siguranță 30.000 de euro, va costa această achiziție și cred că este bine venită pentru municipiul Românești și pentru clubul sportiv la care activează și o secție de mai, da? Deci, noi proiectul de hotărâre privind depunerea cererii de finanțare a clubului sportiv municipal Românești în vederea obținerii unui contract de finanțare de la anunțare la acordată de către Consiliul Central. Comisia de urbanism, întrebări, discuții. Dacă nu sunt, sunt proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. La Comisia de Ordine, dacă aveți întrebări, vă rog frumos. Discuție. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Comisia de Ordine, discuție, întrebări. Unde va fi amplasată? Nu mă opriți, domnul. Unde va fi amplasată? La momentul de față, ne gândim undeva în zona încinta stadionului. Dar până la achiziție, dacă vom reuși, vă gândesc la o dezvoltare în Parcul Osoiu, undeva în zona mai la Valea de Voișoare, să aducem terenul la o formă plată și să fie acolo unde cred eu că e mai ușor accesibil și, și pentru copii și pentru cei care sunt în afara curții. Astăzi, când depunem cererea, destinația este la stadion. Dar vine achiziția care poate dura până în septembrie-octombrie, dacă terenul este prezentat acolo, nu o solicitați pe dealul pe față de Osoiu. Alte intervenții? Vă rog. Comisia juridică, dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Domnul Gheorghe? Da, pentru. Votul împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul președinte, domnul consilier. Acum, în vedere de faptul că domnul Ion nu participă la ședință și a anunțat absența după ce a fost convocat, inițiat convocarea pentru ședința de astăzi, face propuneri pentru președintele ședință. Doar de comisie, pentru că apoi să alegem pe președintele ședință pentru ședința de astăzi. Dacă permiteți, din partea grupului PNL, propun pe domnul consilier Furtado. O să propun Comisia de Urbanism, dacă vrea vă propunerea. Votul împotrivă, abțineri. Comisia economică, sunteți de acord cu propunerea? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia juridică, dar țin de acord cu propunerea propunerea, cine este pentru? Domnul Gheorghe? Doamnele și domnilor consilieri, stimați invitați, continuăm cu derulare ședințe de plen a Consiliului Local al Municipiului Oinești. Având în vedere necesitatea convocării Consiliului Local al Municipiului Oinești, în ședință extraordinară pentru 28 mai 2021, în conformitate
potrivit dispoziția numărul 352, a fost convocată ședința Consiliului Local de astăzi. La ședință participă un număr de 16 consilieri, 3 consilieri absentează motivate, domnul consilier Ion Corneliu fiind conexiune telefonică. Având în vedere propunerile comisiilor de specialitate, vă supun la vot primul proiect al ordinii de zi suplimentare, respect și proiectul de hotărâre privind alegerea prezidentului de ședință al Consiliului Local al Municipiului Mare de Subatou pentru ședința extraordinară din 28-5-2021, conform propunerii comisiilor, domnul președinte de ședință desemnat este domnul Ionel Turcan. Cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri. Cu unanimitate de voturi a fost adoptat proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Măinești pentru ședința din 28-2021. Domnule președinte, vă rog să preluați. Pentru început o să supun pe votare, dacă domnul Ghiol poate să votează în ședința de trecere. Cine este pentru ca telefonic, da, ca domnul Ghiol să își manifeste votul telefonic. Votul împotrivă, la cine nu. Stimați consilieri, cer în ședința trecere. Proiectul numărul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici. De fapt, o să supun la vot întreg proiectul de ordine de zi și o să solicit votul dumneavoastră. Sunteți de acord cu ordinea de zi de astăzi. Cine este pentru? Împotrivă. Domnilor, sunteți de acord cu toată ordinea de zi? Și acum, și acum o să supun la vot și ordinea de zi suplimentară. Cine este pentru? Domnul Ghiloc, sunteți pentru? Sau care este votul dumneavoastră la ordinea de zi suplimentară? Pentru, mulțumesc. Începem ședința. Deci, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții dotare extinde de spații spitalizare, spitalul municipal de urgență, strada Zorilor Municipiului Măinești de Sud, Bacău. Raport comisiei. Comisia de urbanism. A fi favorabil cu 5 voturi pentru 2 absențe. Comisia de juridică. 5 voturi pentru. Mulțumesc. Comisia economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Mulțumesc. Discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor de reprezentare al reprezentantului legal al Guatemalei Moinești în adunarea generală a acționarilor de la SECE, compania regională de apă Bacău S.A., la care municipiul Moinești este acționar și în adunarea generală a acționarilor a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru 2 absențe. Raport Comisia de Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru 4. Mulțumesc. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru 6. Mulțumesc. Discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Punctele 3 și 4 au fost retrase. Trecem la punctul 5. Am o rugăminte. Dați-mi voie la punctul 2 să fac eu câteva precizări. Revenim la punctul 2. Domnul Ghiol, să fiți atenți, da? Poftiți. Deci, la punctul 2, privind stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal al Guatemalei Moinești, la mea generală națională. Stimați consilieri, noi aici vorbim de o subdelegare. Consiliul Local a delegat pe domnul primar să facă parte, să reprezinte Guatemalei Moinești în aceste consilii de administrație. Domnul primar, în dispoziția numărul 784 din 2011-2020, a subdelegat pe domnul Vingheac.
În această situație, eu cred că totuși corect și legal este ca stabilirea, fiind vorba de 100 delegare, noi stabilim limitele de reprezentare pentru cine a delegat Consiliul Local, iar cine a făcut subdelegarea trebuie să stabilească limitele de reprezentare pentru persoana subdelegată. Deci, domnul Vindeac reprezintă în Consiliul de Administrație pe domnul primar. Nu mai e cazul să licitez eu. Nu permanent. Da, deci atunci, dacă vă înlocuiește pe dumneavoastră, trebuie dumneavoastră să-i stabiliți limitele de reprezentare când vă înlocuiește. Pentru fiecare ședință la care vă înlocuiește, va primi o dispoziție nouă. Nu merge cu dispoziția care a fost dată, pentru că hotărârea de astăzi ce efect aici în formă. Acea dispoziție își pierde valabilitate din momentul când astăzi eu sunt reprezentantă și pot delega la dispoziție, doar atunci când pot face. De acord. Iar acea dispoziție va avea limite pentru ordinea de zi respectivă, inclusiv respectivă. De acord. Dar Consiliul Local nu poate să stabilească limitele unei persoane care nu a fost delegată de către Consiliul Local. Da. De principiu, pe cine delegă, stabilește și limitele de reprezentare. El vă reprezintă pe dumneavoastră. Corect. Dispoziția primarului este executorie în momentul când am dat-o eu, da? Da. Vă reprezintă, dumneavoastră v-ați făcut de obicei pe mine, v-ați delegat, deciziile de ea am avut eu. Voi îi transmit pe dispoziție ce are de făcut, nu face din faptul de acolo. Deci atunci trebuie să-i transmit eu Consiliul Local. Nu, transmit eu transmis mie și de aici îmi folosește producția mea. Așa că îmi folosește cu odată. Păi și atunci nu-i trebuie să-i stabilim nimic de noi. Voi? Da. Nu-i stabilesc eu, pentru că eu am nimic, eu răspund de ce votează dumneavoastră. A, deci noi vă stabilim dumneavoastră? Da, da. Păi da, vedeți că în raportul de aprobare și în raportul de specialitate se face vorbire despre domnul Vindeac, nu despre dumneavoastră. Deci, dumneavoastră nu apăreți în niciun raport. În momentul când voi da dispoziția, așa spas, mă putem ce spre mine, așa scrie în votările. Așa am rezultat, da? Deci, eu n-am văzut numele dumneavoastră în nici în raportul de aprobare și nici în referatul de specialitate. Se prezentează legal sub înțelegul administrativ, spune că doar primul anul poate fi referat. Referatul legal este un anul pe raportul de specialitate, pentru că am fost delegat și eram legat între Consiliul Local și Adunarea Generală Națională. Ceea să fac o știu, ceea să fiu un în codul administrativ, reprezentantul legal este primar. De acord. Doar, să colegul meu. Deci pe mine nu putem deci. Dacă eu, atunci meu, îi stabilesc delegare, va primi o dispoziție pentru... Bine, deci noi, dumneavoastră, să avem limitele și nu ne vom privinchea. Da, bine, am înțeles. Da, revenim la vot. La vot, da? Să-l întrebi domnul Ion dacă este de acord. Sunteți de acord cu punctul numărul 2? Mulțumesc. Trecem la punctul numărul 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Măinești numărul 163 din 13.10.2020 privind aprobarea organigramei și a statului de funcție al Spitalului Municipal de Urgență Județul Bacău. Raportul Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru, 2 absențe. Mulțumesc. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Mulțumesc. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru și 1 absență. Mulțumesc. Discuții pe baza proiectului. Dacă nu sunt, vă rog să spunem la vot cine este pentru. Votul împotrivă. Abținere. Mulțumesc. Domnul Ioc, votați. Pentru. Mulțumesc. Șase proiect de hotărâre privind aprobarea detaliei unui bun imobil teren de urs și de interes local și adresarea apartenenței acesteia la domeniul privat al municipiului Măinești, Județul Bacău. Raportul Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru și 2 absențe. Mulțumesc. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Mulțumesc. Comisia Economică. Aviz favorabil 6 voturi pentru. Discuții de marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Domnul Ioc. Mulțumesc. Votul împotrivă. Abținere. Mulțumesc.
trecem la ordinea de zi suplimentară. Proiect de hotărâre privind depunerea cererii de finanțare a Clubului Sportiv Municipal Mănești în vederea obținerii unui contract de finanțare de ramusabilă acordată de către Consiliul Județean Bacău. Raport Comisia Urbanist. Care s-a votat cu 5 voturi pentru. Mulțumesc. Raport Comisia Juridică. Mulțumesc. Raport Comisia Economică. Discuții, întrebări de tema proiectului. Dacă nu supun proiectul la vot, cine este pentru? Mulțumesc, domnul Ghiot. Votul împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Stimați domnule Tumas, doamna secretară general, stimați consilieri, restul din mână.